Preoților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trăim o perioadă în care sărbătorile sunt altfel, totul este altfel. Viața de cuplu, viața de familie este altfel. Activitățile noastre sociale sunt altfel. Închinarea este altfel. Vă aduc aminte că în Samaria, cuvântul lui Dumnezeu spune Ioan 4 că la fântâna lui Iacov, Domnul Iisus s-a dus să ceară apă de la o filisteancă. Și aia se pare că își cunoștea religie. Zice, dar nu este îngăduit ca un evreu să ceară apă de la filisteancă. Și zice, știu. Dar va veni vremea. Și iată, zice, dacă ai ști tu cine îți cere apă, ai cere tu de la el apa vieții ca să nu-ți mai fie sete. Doamne, dăm din apa aia. Vedeți, o vreme de criză ca acum, o vreme de descurajare ca acum, fără precedent. Parcă și la Revoluție lucrurile treceau altfel. Parcă și perioada comunistă a trecut altfel. Cu toate că eu am avut parte din fașe, de când mă purta mama în fașe, de prigonirea comunismului, tata fiind condamnat politic la canal de comuniști. Și pentru o vreme ca aceasta, nici nu pricepem ce rost are încercarea asta cumplită. Nu-i destul că în ultimii 30 de ani au fost mai multă forță de muncă românească plecată peste hotare decât în țară. Și părinții nu se bucură de copii și de nepoți și sunt plecați și dorul e cumplit și e atâta descurajare. Și într-o vreme ca aceasta aș vrea să vă spun câte ceva, ca unul care pot vorbi despre aceasta, că am avut parte de ele. Dar încercarea trebuie să înțelegem bine că aduce roadă. Mai devreme sau mai târziu, încercarea aduce roadă. Și Domnul zice, ferice de acela pe care îl încerc. Și vai de cel pe care nu îl încerc, că el este fecior din curvie, că aceia sunt feciori din curvie. Și astăzi nu ne cunoaștem doi cu doi ce confruntări avem, ce gen avem. Nu știm de unde ni se trage, este o confuzie totală. Și asta are la bază avertizarea Domnului. Poporul meu pierde în lipsă de cunoștință. De aceea, aș vrea să vă spun că Biblia spune mai mult contează sfârșitul decât începutul. Și acum, încercările acestea care sunt peste noi în ultimii 30 de ani. Dar hai să vedem, alelalte de 40 de ani n-au fost mai grele. Întotdeauna astăzi mi se pare mai greu decât ieri. Dar încercarea aduce roadă. Vă rog frumos, nu intrăm în detalii ca să nu pierd mult timp, nu mă voi opri asupra clișeelor, dar vă aduc aminte, pentru că își cunoașteți, vorbesc cu unui popor care cunoaște. Iov a fost atât de încercat, încât îți întorceai fața de la starea lui. Dar aduceți-vă aminte de omul Iisus, omul Dumnezeu. Îți întorceai fața, era disprețuit și batjocorit. Și ce roadă a adus? A împăcat omenirea cu tata. Și acum încercările acestea au ca scop final să aducă roadă. Să aducă roadă. Acum, în timp ce vă vorbesc, mi-aduc aminte de un moment, eram copil, râdeau copiii de mine că n-am tată, tata se zicea, preotul din sat îi cânta pomenirea la Biserica Greco-Catolică și râdeau de mine că n-am tată. Dar aveam 4 frați mai mari ca mine și așa în timp ce am crescut, eram în clasa întâia,
am învățat să călăresc cai. Și am venit de la pășune cu cai într-o duminică seara, m-am dus după ei și am adus acasă. Și la țară oamenii stăteau duminică seara pe bancă în stradă. În Bihori spune laviță. Și mândria merge înaintea căderii întotdeauna. Dar astea n-ai cum să le înveți numai după ce ți-ai fracturat un picior sau o mână. Și am dat drumul la cai crezând că stăpânesc cai și că știu să călăresc. Și unde erau mai mulți oameni, am scăpat lanțul din mână și calul călca pe el și ca să nu cadă în bot, eu din hopul acela am sărit peste cal, am căzut și am zis că mi-am fracturat mâna. N-a fost decât luxată. Dar durerile au fost cumplite. În schimb, eu am învățat că nimic nu se face doar din inerție, ci cu înțelepciune. Și am învățat să călăresc cu înțelepciune, cu mare atenție. Da, mi-a prins tare bine în momentul acela. Și acum, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu zidiți în Hristos. Efeseni 2:10. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Și noi ca să umblăm în faptele bune și să facem lucrarea din fapte 16, ar trebui să fim antrenați, ar trebui să știm. Fraților, zice că vor scoate afară draci și își vor pune mâinile peste bolnavi. În Marcu 16, începând de la versetul 15. Ori asta nu poți face ca ai ieșit din apa botezului și te duci să-ți pui mâinile peste cineva și să poruncești demonilor să iasă. Și atunci nu o faci. Și pentru că nu o faci tu, te uiți urât la cel care o face. Dar pentru ca să faci lucrarea aceasta, Efeseni 2:10 zice, voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu, zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblați în ele. Este foarte important ca să poți face lucrarea aceasta, să poți împlini Ioan 14:12, zice Domnul despre tine și despre mine și despre noi toți. Voi veți face aceleași lucrări ca și mine, ba altele și mai mari, pentru ca Tatăl să fie proslăvit prin Fiul. Prea iubiților, de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune că descurajarea aceasta, încercarea prin care treci, lucrează spre binele tău. Romani 8:28. În toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și dacă spui acum în preajma acestor Paști sau după Paști, Doamne, te iubesc că Tu m-ai iubit întâi, atunci astea sunt lucrările pregătite pentru tine. Și pentru asta trebuie calificare. Și această încercare duce spre calificare. O calificare înaltă. Ești conlucrător cu Dumnezeu la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. De aceea, după încercare, vine calificarea aceasta, înaltă calificare, pe care numai cei încercați pot să o înțeleagă. Acum, în timpul acestor încercări, încercarea aceasta, pandemie, care înseamnă o încercare mondială, nu există altă soluție, dar există una. Și soluția nu este vaccinul pe care îl așteaptă întreaga omenire. Soluția este împărăția lui Dumnezeu, adică biserica. Și biserica nu sunt aceia care noi credem. Biserica sunt aceia care au murit împreună cu Hristos, care trăiesc, dar nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește în el. Și dacă Hristos trăiește în mine, nu sunt nei ca nimeni. Sunt cineva în Hristos și fac parte din împărăția lui Dumnezeu.
și sunt mădular în trupul lui Hristos și împreună cu tine și articulați împreună suntem o forță supranaturală. Și aceasta e soluția. Și dacă ne uităm în Marcu 11 cu 20, uitați ce frumos, ce frumos vorbește Domnul. Marcu 11 cu 20 zice la intrarea Domnului în templu de florii. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Este foarte clar, e vorba de Domnul. Dar în versetul 10 spune, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în ceruri prea înalte, în cerurile prea înalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu după ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. S-a uitat la toate, Domnul. Aduceți-vă aminte că a surprins pe toată omenirea din vremea aceea. În 3 zile voi strica templul lui Dumnezeu și în 3 zile îl fac la loc. Oamenii aveau ochi și nu vedeau, aveau urechi și n-auzeau. Ce vrea să spună Domnul? Iată, era vorba de templul lui Dumnezeu, era vorba de El. Și El și-a dat viața în 3 zile. Și în 3 zile a refăcut templul la loc. Pentru că a intrat Duhul lui Dumnezeu și a adus învierea. Și prin El a adus și la mine învierea. Și noi împreună formăm templul lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templele Duhului Sfânt? Și iată, salutăm împărăția aceasta. Frații mei, soluția aceasta, am văzut pe președintele Statelor Unite și a zis, Dumnezeu cel mare, Dumnezeu cel sfânt, este mai mare și este mai tare decât guvernul nostru. O, Doamne, adu ziua aceea în care și România să fie mai tare, să fie mai mare decât guvernul nostru. Și când toți vom ieși, și când toți ne vom da mâna și vom spune și eu sunt răscumpărat cu sângele Domnului, și eu, și eu, și eu, atunci cuvântul lui Dumnezeu va face imposibilul posibil. Acel cuvânt pe care l-a crezut Maria, cuvântul care a zis să fie lumină și a apărut soarele pe cer, cuvântul care a zis să fie mare, să fie ocean și a apărut mările și oceanele, cuvântul care a zis să fie pământ, cuvântul a rămas același ieri, astăzi și în veci. Și cuvântul acesta, când va fi rostit de noi toți, încurajarea aceasta va fi mai mare decât descurajarea care a fost. Și atunci, soluția pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Iată, 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Eu, tu și toți care sunt mădulare, adică biserica, despre care spune că locuința morților nu va birui. Scumpilor, cred că nu-i cazul să ne descurajăm. Cred că este cazul că trebuie să pricepem că biserica la ora actuală stă în fața celui rău și anticrist nu poate ieși la iveală. Anticrist nu poate să se instaleze câtă vreme biserica este împuternicită. Să călcăm în picioare toate puterile vrăjmașului. Și Psalmul 118 zice, vă tai în bucăți. Câtă vreme biserica este sub autoritate, cel rău nu poate ieși la interval. Vă rog, în numele Domnului Iisus, să fiți încurajați că această stare de criză care este peste România clatină biserica în momentul acesta, biserica să cerne. Și cei care rămân în picioare, zice Domnul, luați seama cei ce rămâneți în picioare să nu cădeți. Cine stă în picioare să nu cadă. Sigur, Dumnezeu spune clar, eu nu știu cât mai durează, dar știu un lucru. Căci Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poate duce om. De aceea cred că nu mai durează mult. Și va veni vremea aceea de liniște în care biserica va fi însoțită de o putere incomensurabilă.
și că biserica va duce multă roadă Domnului. Atunci biserica va copleși lumea cu puterea care este revărsată peste ea. Și din nefericire nu va dura mult. Pentru că atunci când biserica va străluci și va fi fără pată și fără zbârcitură, va trebui să plece, să-și ocupe locurile pe care Domnul s-a dus să le pregătească. Și atunci Satan se va face credibil pentru mulți care vor cădea, care nu vor vegea și care nu vor pleca cu Domnul și vor fi înșelați și ceea ce va urma, știți ce spune Apocalipsa? Nici nu-mi doresc să vorbesc despre aceasta. Îmi doresc să vă amintesc că este vremea să ne lăsăm clătinați de Domnul, de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne înviorăm, să ne umplem de puterea învierii Domnului Iisus, să îndrăznim în numele Domnului, să ne rugăm pentru toți oamenii, dar mai întâi pentru cei înălțați în dregătorie, să ne rugăm pentru cei din linia întâi, să ne rugăm pentru ca Biserica Domnului Iisus să strângă cuvântul în inima lor fiecare mădular din trupul lui Hristos și să îndrăznim să facem lucruri mari și să-i aducem multă roadă Domnului. Căci este scris, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și poți să spui împreună cu mine, sunt neprihănit în Hristos, sunt sfânt în Hristos, sunt desăvârșit în Hristos și chiar proslăvit în Hristos, ascuns cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești. Amin. Alfa Omega.